Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la o nouă episodă de data asta. În acest videoclip o să prezentăm tot ce o să se bage noul update 0.61, skin-uri, footstep, emote-uri probabil și să vedem dacă o să se bage noi hărți. Am văzut că o să o băga ceva hărți noi de Crăciun. Deci, like, subscribe la 20 de like-uri, sunteți cei mai tari și e bine. Oricum, apăsați pe butonul de like dacă vă place acest videoclip, nu uitați de like. Că știu că și dacă vă uitați de pe televizor, nu dați like sau altceva. Deci like-ul ăla, forță. Și în 3, 2, 1 o să vă prezint câteva skin-uri și o să-i dăm drumul cu tot update-ul. În 3, 2, 1... Ok, primul skin pe care l-am văzut și e nou după părerea mea, este acesta cu High Speed Portia. Nu știu dacă e neapărat ceva, dar pare că e o pisicuță pe un motor. Damn. Oare câți cai are motorul ăsta, că-s curios. Dragon Roll, mamă, bă, ăsta îmi place foarte tare. Îi dau și equip, e șmecherul, îmi place foarte mult. Bă, sincer să fiu, nu mă așteptam de la Stumble Guys să bage skin-uri noi, ba chiar și cu ștrumfii de Crăciun, lol, bro. Jokey Smurf, mai șmecher. Asta cred că e nou, sau nu știu dacă e neapărat nou. Dar ăsta 100% este nou, deoarece, nu știu. Da, nu-mi place ăsta deloc. Ăsta cred că a venit deja pe versiunea 0.60, adică nu-s deloc sigur. Și cred că și acesta cred că au venit toate trei deodată. Bă, nu mai așteptam că se bage cu un fel de ninja, ca mâncărurile să devină ninja, Stumble Guys. Bă, interesant rău. Ăsta pare sushimi. A, că e ninja, ok, am înțeles. Ăsta îmi place, Bad Cookie Guy. Anul trecut am avut tot la fel cu... O să vă pun pe ecran niște skin-uri de anul trecut. Pare un fel de versiune, dar... Nu știu, arată un pic mai nașpa decât alealte anul. Alea de anul trecut au fost mai faine, după părerea mea. Iar ăsta de-mi place mie cel mai mult, Teddy Bear. Bă, ăsta-i șmecher rău. O, Ninja Peel. Mă, ăsta-i șmecher, bă, chiar îmi place. Îi dau nota 9 din 10. Ăsta, nu știu, vere, nu prea mă impresionează cine știe ce, dar arată ok baconul acesta. Cow, mamă, skinul de vacu să avem, nu era vorba că era de Crăciun, adică în loc de, numai astea trei au fost de Crăciun după părerea mea. Și mai l-avem pe Larry, ăsta nu-i Larry ăla din Clash Royale? Am uitat să vă prezint chiar și aceste skin-uri epice care sunt, acestea nu știu dacă neapărat au venit, acesta cred că a venit deja, cu Sugar Plum Fairy, what? Nutcracker, ăsta e un, hai nu-mi vine acum, dar oricum lasă-l în pace, Topic și Sneaker și cu Shark Tooth, bro, mă așteptam mai mult de la Stumble Guys să bage skin-uri de Crăciun, da? Hai că e bun și așa. Și pare că mai avem aceste două skin-uri, Good Gabby și cu Bad Bug. Bă, sunt ok și skin-urile astea, n-am ce să zic. Ăsta e. Ok, hai să ne facem, o să revenim când o să-mi fac toate emoturile și o să fie totul ok, deci, da. Ok, după câteva secunde ne-am făcut și noi toate emoturile ca să fie totul ok. Și o să intrăm acum la animație aici. Nu știu dacă e neapărat ceva nou care s-a băgat de hell, de Crăciun, dar hai să vedem, o să revenim când o să găsesc niște emoturi de Crăciun. Ok, cred că am găsit deja un emote. Ok, cred că am găsit deja un emote cu șampanie, cred că e de anul nou, ceea ce e destul de nice. DJ Moves, bro, interesant. Asta arată ok, îmi place. Neonheart, ăsta e și ăsta nou de Crăciun, cred că e că iubește Crăciunul. A, ori băgat cu emoji-uri, fain bro, șmecă rău. O, oh, vrum, mamă, vrum, mare, vrum. Lol, ripiu, mamă, ăsta e de toxic rău. Yeah, ăsta e de Rebellion, let's go! O să avem chiar un nou mod de la Mr. Beast cu bani, money gun, interesant, vere. Ma, snowing! Bă, ce faină-i! Bro, ce faină-i emote-ul ăsta! Freezing, da, știu cum e. Bă, e fain rău. Mamă, ăsta e cu puzzle. Damn, ori băgat și de astea cu puzzle. Și cu skateboard. Let's go! Și cu cadou! Bă, ce fain! By the way, cine dă un like, un subscribe dacă sunteți noi, o să primească un cadou de ăsta pe Stumble Guys, în care o să fie o special pe care o vrea el. A gift giving. Let's go, mamă. E sac de ăla de cadou, de la Moș Crăciun.
Și ăsta e de la când vine Moș Nicolae, băi, șmecherău, dar ăsta îmi place mie cel mai mult, Snowing, bro, ăsta e cel mai fain. Mai ales cu ursulețul ăsta. Ursulețul ăsta, dacă se bagă în Battle Pass, sunt cel mai fericit, jur. Am deja 7500 și ceva de gemuri. Stăm pe spate. Ok, acum că v-am arătat skinurile și ce se bagă, o să intrăm aici la party și o să căutăm noile hărți. Revenim când le găsim. Deci am găsit deja Bucket Mayhem. Ăsta nu, din câte am văzut că te infectează, nu? Ok, deci pare că asta este harta aceea când mă atacă persoanele. Lol, și avem de... deci avem deja ăsta în mână, interesant. Ok, hai să vedem. Sunt curios ce trebuie să fac. Trebuie să mă bag cu ăștia infectați, că altfel nu-mi dau seama. What? Pot zbura? Păi așa fac în continuu, ești nebun la cap? Infected. Eu trebuie să supraviețuiesc, am înțeles cum vine harta asta acum. Na mă, e. Păi tot fac așa, dau space în continuu, mă las, stau pe spate, ești nebun la cap? Dar oare mă elimină, cred că, dacă stau prea mult. Ok. Tot ce nu-mi place la această hartă este deoarece este prea OP harta și este prea OP această hartă și poți efectiv numai să stai în aer și să nu primești infecte, ceea ce cred că o să fie scos chestia asta, să stai efectiv în aer numai. Am intrat pe stambă la apa acesta și pare să fie tot la fel ca cel normal. What? Poți numai așa să faci în continuu? Bro, e prea OP, ești nebun la cap. Uite că am ajuns, ești nebun. Bro, e ca și cum sunt pe o platformă. Ce, mă? Vere, am ajuns aici, sus. Lol. Și unde-i bă ăla ca să te califici? Că eu nu mai înțeleg, ăsta e. Cred. Păi și cum ai trebui ca tu să poți să ajungi aici? Gen să mergi așa? Practic eu m-am calificat. Bă, eu practic m-am calificat, nu? E ciudat, Vere, e ciudat, rău. Nu-mi place stumble apă ăsta easy. E ciudat, rău. Un lucru pe care mai vreau să-l încerc este neapărat noul mod, să văd cum este în meciul și o să-l încercăm pe boții de pe Lava Land în momentul de față. Și în momentul de față ne-a băgat pe Lava Land să încercăm noul mod pe toți playerii de aici. De fapt, pe mai toți boții de aici, de orice, na. Oh, l-am înghițat pe băiatul ăla. L-am înghițat. Și nu vedea ce se întâmplă. Că cer. Hai că mai cer pe unul. Încerc. Așa. LOL! L-am mai înghițat pe ăla. Dar ăștia nu știu ce fac. Efectiv ăștia. Ești nebun la cap. Ăștia nu știu ce fac când îi îngheț. Ok, că o să încercăm cu un punch. Ia de aici un punch, băiatul. Așa, perfect. Bălea. Da, bă, băieți, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă da, like, subscribe, să se facă 20 de like-uri la episodul acesta și e bine și facem partea următoare din noile update-uri ce se bagă. Like, subscribe, ne vedem data viitoare, hai, pa! Lasă-mă, mă, Shrek, pașă-mă, că faci gelos pe Șerban, mă! Mă, nu mă pupa, mă, lasă-mă, mă, Shrek-ul! Bă, și să o salvați-mă, că mă pupă Shrek ăsta forța, bă, și nu vreau, bă, Șermanie, sari, ajută!